Florin Plămadă va juca din nou pentru Rapid Suceava. Mijlocașul a fost împrumutat în luna ianuarie la Petrolul Ploiești, unde ar fi trebuit să joace până pe 30 iunie 2011. Evoluția sa în perioada precompetițională nu l-a mulțumit însă pe antrenorul Valeriu Răchită, care l-a anunțat pe jucător că nu mai face parte din planurile sale. Rădăuțeanul în vârstă de 18 ani s-a despărțit luni de colegii săi de la Petrolul Ploiești, iar începând de marți este prezent la antrenamentele ceferiștilor. Un alt jucător adus la Rapid în această săptămână este Radu Tomescu. După ce în această vară s-a antrenat cu Cetatea, jucătorul și-a dat acordul să vină la Rapid, deși mai avea o ofertă și de la Cetatea Târgu Neamț.